Și ce au spus unii? Iară-te-o lui Dumnezeu. Lasă că demonstrez eu. M-am supărat pe Dumnezeu. Sunt dezamăgit. Sunt rebel. O să fac păcate doar ca să-i demonstrez eu lui Dumnezeu. O să merg pe căile mele. Oh, exact ceea ce faci este în mâna lui Dumnezeu. N-a ieșit cu niciun centimetru din suveranitatea lui Dumnezeu. În momentul când cineva este cel mai rebel, el de fapt se află în mâna lui Dumnezeu și în suveranitatea lui Dumnezeu. Iar Domnul nu face decât să permită acest comportament tocmai spre prăbușirea lor. Aici se împlătește într-un mod tainic suveranitatea divină cu responsabilitatea umană. Într-un mod în care nouă ne este greu să explicăm. Dar când omul este cel mai supărat pe Dumnezeu, cel mai nervos pe Dumnezeu și acționează cum nu-i place lui Dumnezeu și atunci se află 100% sub suveranitatea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îngăduie acel lucru tocmai spre prăbușirea lui, dacă nu se pocăiește.